de ceartă. Păi vină încolo să vorbesc cu tine, că vreau să vorbesc cu tine. Poate vreau să te trimit să-mi iei ceva. Nu mai. Ești cu capul. Vino încoa. Nu. A fost la unul jumătate că nu e în program. Acum a zis că nu e în timp. Nu, cine Maria în urtia să vadă fetele? Ia bătaie, ce să mai... Hai mă! Noi avem mărtia, ce să mai... Iată! O vin? Păi de stai mai, iată! Tu are un spate să vadă, că noi nu mai jucăm. De ce nu noi nu mai jucăm. Eu nu mai joc, puteți să-ți da cine vrea. Da, ăla, îl predau la cameră și da. Ce rău? Și culcă-te să mă faci și pe mine mâine să... Păi noi jucăm degeaba, nu mai. La ce să jucăm? Nu, tot trebuie să mă trezesc. Eu nu mai joc, de ce stai eu să nu dorm? Pentru ce? Eu nu mai joc, să-ți da cine vrea. Eu stau în pat, le predau ăla la camera, acolo, facă să borci cu el. N-am de ce să mai joc. Atunci de ce ne-a programat așa? Mă, Cristiana, ceasurile nu se potrivesc niciodată. La 10 eu am plecat de aici. Înțelegi? Că era fără o secundă, că era fără două secunde, o lăsai în bără. Nu, încolo de treabă, n-am nimic împotriva. Nu era fără 10, nu era fără 5, nu era fără 3 minute, că is minute. Dar erau secunde. Ala a zis că nu era minutele. Acum dacă a văzut că a văzut pe foaie că e, a zis că nu era tot în minute încadrat. Adică acum nu era minute încadrat, că era fără 25. Aproape fără 20, că era la 5 jumate. Da, ce să jucăm așa, de, că să stăm ca fraierii toată noaptea să păzi? De alta, dar am și stat. De... M-a găsit buțul azi noapte. Atâta stres, atâta... Nu e frumos. La oră e dreptate, mă duc să fumez o țigare. Plec acasă. Îți dai seama dacă... Tineretul între ei, eu l-am predat la cameră dimineață sau nu știu că-s bani ce o să fie aici. Dacă ar pune la bătaie o mașină sau un bani, îți dai seama ce o să fie aici? Pe mine seara e... Îți dai seama ce e. Uite, mă mănâncă ochiul ăsta de rău, nu-i bine de noi. Nu se joacă corect aici. Nu se joacă cinstit. Da. A, ca să ajungă la mașină? Nu se joacă cinstit, nu își are rost. Îl așteptăm pe Niculae mâine dimineață să vină să-i dăm aia și gata. Trebuie să stai să-l păzești că mâine din ață îi dăm Niculae aia, o duce că el are dreptul să ducă la cameră, noi nu mai jucăm și gata. Că ce nu s-ar să facem? Și așa, jucăm degeaba. Îi joc la nesfârșit, așa le fur la astea de 10 ori și tot. Păi de acolo, mă! Tu nu vezi că țin cu miresele, ce n-ai? Nu e vorba că ține cu mireasa, e vorba că tot o dă cu intervalul, de că nu era, da, nu era, că nu era intervalul, că nu era intervalul, era nici fără 20. Acum era secundele, acum intervalul. Da. Ca să vezi.
Era la 5 jumate și era fără 25, fără 20. La și 9 seara am dormit, ai văzut ce gălăgie făcea. Nu, nu mai jucăm, îl cred, dar nici gata, eu nu mai zic, iertare. Mă culc, nu vă mâna și dorme și costă. Îl păzești? Și așa dormeam. Dar îl păzești? Gălăgie, nu știi. Dar dumneavoastră n-ați înțeles nici dumneavoastră regulile? Ce anume? Regulile nu le-ați înțeles nici dumneavoastră? Ce să mai înțelegem noi? Noi așa am scris pe hârtie și ne-a aprobat. Nu? De ce nu ne-a dat hârtie înapoi? Noi eram într-un fel, pe urmă ne-a dat alte foi, ne-a făcut într-un fel, pe urmă iar altfel. Tu știi de câte ori ne-a dat hârtiile alea? Poate și cea oară. Sunt băieții cu noi și suntem patru mame, atât lucrăm. Că băieții și noi a trebuit să facă cu noi programare. La ce s-a întâmplat, că iar lua prizonier și n-a mai avut dreptul, iar sucește ore, iar sucește... Și acum astăzi, ultima oară când i-a dat hârtia, atâta sucea. Nu i-a mai dat-o înapoi. Păi, dar eu mă gândesc că dacă a scris că sunteți dumneavoastră și doamna Ecaterina, bănuiesc că ei s-au gândit că sunteți la echipe diferite, că n-aveți cum să atacați într-o seară aceeași echipă. Păi înseamnă că e vina lor? Păi e vina dumneavoastră, pentru că n-aveți cum, că am înțeles că mai aveți și în partea cealaltă, n-aveți cum să aveți trei atacuri într-o noapte. Sunt două de zi, două de noapte, sunt patru atacuri într-o zi. Și nu vine așa două de zi, două de noapte? Păi nu, începe de la 7 seara, până și la 7 dimineața este noapte. Ei, de ce n-au aprobat? De ce n-au... Ei, listele la ei, mă, cum a putut să aprobe așa ceva? Nu știu. Regulamentul așa e, de la 7 până la 7 aveți două atacuri, una la o echipă și una la o echipă și la 7 dimineața până la 7 seara. Nu e aia, nu știu ce să vă zic, îmi pare rău, da. Eu de asta nici m-am mișcat de pe cup, că știam că din partea mea e bine că ne-a pus mintea la contribuție. Nu mai ne complicăm. Dacă știam că nu ați înțeles regulile, vi le mai spuneam eu, dar n-am știut că nu. Mă, ne-a sucit cu hârtia aia, dar nu știu câte ori. Păi dacă băieții au ieșit, noi patru mame trebuia să jucă rolul ăsta, ca și la, ca voi. Și voi, dacă faceți o tură, noi trebuie să facem două, în locul la numărul de fete. De aia ne-a băgat. Nu e adevărat. Ia uite-te la mesajul care mi l-a dat ultimul. Ce scrie? Nu că nu am avut voie la furăciune, că nu eram în interval. Din asta îți dai seama că nu ne dă voie să facem treabă. Erați în interval, nu? Dacă era zicea, nu aveați voie să furați, nu era intervalul vostru de timp. Du-te cu ea la ultimul mesaj să citească. Când se ducă să citească ultimul mesaj. Chiar uite-te la ultimul mesaj să vezi. Deci nu era în intervalul de timp, nu că... Nu mă tai de joc, mă. Degeaba ne muncim, mă. Nu, nici eu n-am nicio problemă, nici cu tine, nici cu nimeni. Știi care e chestia? Deci n-aveți cum. N-aveți cum. Mă, odată ce mi s-a aprobat... Nu era în intervalul care trebuia să atace. Păi nu era în intervalul care trebuia să atace. Păi și care era intervalul? Păi pe mine mă întrebați... altă oră, noi nu știm? Pe mine mă întrebați, nu știu. La 1.42. Păi, de la 1.30 la 1.42 câte? 12 minute? Cu listele, că noi nu vă bate joc de noi. Cam abandonat. Neapărat toate. Eu îl luam frumos și îl duceam direct în camera confesiunilor și gata. Și spune că am abandonat. A spus Marian că a abandonat? Nu, n-a spus nimica. Dacă nu clarifica situația, că noi am fost programate de două ori dimineață, de două ori seara, noi nu mai jucăm. Du-te cu Marian, spune că am abandonat. Marian trebuie să spună că el e păzitor. Noi abandonăm de jocul. Că nouă nu ne convine ca noi să luăm de două ori oglinda și de două ori să spună că nu e normal. Păi și cum se explică asta? La cameră, să-i explice. Eu cred că trebuie să-l duci în camera confesiunii, nu trebuie să-l lași aici. Nu, ăla trebuie să-l predăm dacă e abandonat. Îl iei în mână. Dacă nu ne explică. Zi, te-ai abandonat? Zi, dacă dumneavoastră nu ne explicați. Că pe urmă nici eu și-am să-l dăm la început. Că noi am luat de două ori oglinda, noi abandonăm. Păi de-aia nu e așa, la ce să mai stau cu asta? Cine a zis? Păi atunci de ce n-avem voie să furăm? Păi nu ești în păi timp. Ce nu e sunt? Ce a ta nu sunt? Păi n-are voie să-l atingă, da. Hello?